După câteva sute de ani de exploatare a zăcămintelor auro-argentifere, statul român a pus crucea activității miniere de la Certej în primăvara anului 2006. Atunci au fost concediați 470 de angajați. De-a lungul timpului, nici administrația locală, dar nici investitorul privat nu au avut mai mult succes în redeschiderea exploatării. În consecință, din această lună, Deva Gold disponibilizează tot personalul în afară de pază. Blocajul demarării activității de exploatare în perimetrul Certej a apărut în toamna anului 2012, spune primarul comunei Certejul de Sus. După anul 2012, care a fost un an nefast, an în care ONG-urile au reușit să zădărnicească visul celor de la Roșia Muntană, în sensul dezvoltării miniere pe care se intenționa a fi realizat acolo, au apărut și la noi în toamna anului 2012, aducându-ne la cunoștință faptul că vor pune tunurile pe noi și ne vor termina. Pot face afirmația că au reușit în mare măsură. După zeci de procese, ONG-urile au obținut în instanță anularea tuturor documentelor emise de instituții în vederea demarării activității de exploatare. În această situație, din această lună, 140 dintre cei 200 de angajați ai societății Deva Gold vor îngroșa numărul șomerilor din județul Hunedoara. Din păcate, după o discuție purtată cu reprezentanții SC Deva Gold S.A., începând cu data de 15 august 2020, vor fi disponibilizați 140 de persoane. Dintr-un total de? De 200, cât s-au angajat, 200-210. Ei bine, din păcate, majoritatea lor sunt din comuna Certejul de Sus. Preavizele vor fi acordate începând cu 15 iulie și ca o consecință, din 15 august vor fi socotiți în șomaj. Evident și cu plata unor măsuri compensatorii care se acordă în raport de contractul colectiv de muncă pe care l-au aceștia cu unitatea respectivă. Potrivit estimărilor, numărul șomerilor va fi mai mare, deoarece și firmele din Certej care prestau servicii pentru Deva Gold vor fi nevoite să-și înceteze activitatea și să concedieze în jur de 60 de angajați. Cu sute de hectare de teren de pe care nu se mai pot încasa taxe și impozite, fără impozite pe salarii la bugetul local, încetarea activității societății Deva Gold va avea consecințe nefaste asupra comunității, concluzionează primarul. Suntem în situația asta în care venitul la bugetul local nu se pot realiza din taxe și impozite locale. N-aș putea face afirmația că vreodată au întârziat cei de la Deva Gold în a le achita, dar în măsura în care se vor retrage, vor fi destule soluții prin care să scadă și nivelul finanțării bugetului local prin taxe și impozite locale, pentru că dacă nu ai activitate, nu mai ai niciun interes să faci ceva. Din anul 2012 și până acum, primăria, primarul, Consiliul Local din Certejul de Sus au fost chemate în instanță de către mai multe ONG-uri, în cazul Deva Gold, în peste 70 de dosare.